Bună ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia. Astăzi o să facem baklava și o să avem nevoie de un pachet de foi de plăcintă. Ia uitați, foi de plăcintă de acestea subțiri, subțiri, subțiri. E mai simplu, gata cumpărate. Dar le putem face și în casă. Un pachet, sunt circa 10 foi, cred. O să avem nevoie de 250 de grame de unt. 300 de grame de alune și de nuci. Puteți pune și fisticle, puteți amesteca sau puteți pune numai fistic sau numai nuci sau numai alune. Apoi o să facem un sirop din 300-400 de grame de apă cu 200 de grame de zahăr. Puteți pune și miere în loc de zahăr dacă nu doriți zahăr. Cu o lingură de miere de albine, cu o lingură de suc de lămâie și o lingură de scorțișoară. Noi o să gustăm siropul să vedem dacă este bun și dacă mai e nevoie de puțină miere sau de puțin zahăr sau de puțină lămâie sau de puțină scorțișoară, mai adăugăm. Fiecare adaugă după gust. Și am să pun, o să începem să punem foile într-o tavă și am să pun untul să se topească în microunde. Și o să avem nevoie de o tavă, cred că are 26. Așa, dacă o doriți mai înaltă, faceți mai micuță sau pătrată. Așa. Untul se topește. Trebuie să fie topit ca să-l întindem pe foi. Astăzi am intrat cu jumătate de oră un pic mai târziu, că am avut puțină treabă. Să vedem câte foi avem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circa 10 foi sunt în interior. Așa, așteptăm să se topească untul și începem. Eu am deschis deja cuptorul. Ia uitați, untul s-a topit, aproape gata, topit. Și cu un pensonaj noi o să ungem foile. Ia uitați, am să pun untul aici. Și am să pun direct în tavă, una câte una. Eu mi-am pregătit și nuca cu alunele, le-am măcinat înainte. Ia uitați, nuci și cu alune împreună măcinate. Astăzi facem așa. Se prăjiți înainte ca să fie bune. Să fie bune și gustoase. Și o să luăm câte o foaie și o să punem aici în interior. Așa. O să fie așa bine. Așa. Acum să pun un deasura. Ia uitați. Am pliat-o și apoi și am să pun o foaie de plăcintă. Am să ung cu un topit. Apoi o să punem puțin nugă. Și o să facem toate 10 straturi. Așa. Acum cu unt o să ungem. Să-mi dau deoparte, să-mi fac loc. Așa. Cu
unt, o să ungem. O să ungem bine toată foaia. Și nuca cu alunele măcinate, încercați să le împărțiți, să vă ajungă pe toate foile, câte puțin, câte puțin. Astăzi facem baclavaua. Așa. Ia uitați, am uns și acum am să presor, am să iau din nuca măcinată cu alune, am să iau puțin și am să presor. Ia uitați, așa. Așa. Și să ne ajungă pe toate foile. Ia uitați, cam așa o să vină. Acum o să punem a doua foaie. O luăm și o așezăm. O așezăm aici, în interior, și apoi o pliem peste. Așa. Acum punem untul, untul topit. Să dau mai într-o parte. Așa, să o așez mai bine. Așa. Și punem untul. Face cineva împreună cu mine acum și-a pregătit ingredientele. Cuptorul l-am deschis, l-am dat la 170-180 să fie cald. Apoi băgăm la cuptor și între timp ce stă la cuptor o să facem siropul. Așa, ia uitați, am uns și acum o să punem nuca. Luăm cu mânuța de aici și presurăm, ia uitați, și presurăm așa peste tot, vedeți? Așa. Mai adăugăm puțin. Ia uitați. Și acum punem alt strat. Și așa face până le terminăm pe toate. Mai luăm o foaie. Așa. Întorc. Ca să straturile care se suprapun, întoarcem mereu. Ca să nu vină un prea gros într-o parte și prea subțire în alta. Așa. Și punem așa. Ia uitați. Așa. Și le așezăm așa cu mânuța. Întoarcem. Ia uitați. Și punem untul, untul topit. Ne facem acasă baclavaua. Am să vă arăt și pantișpanul de la tort care mi-a rămas, să vedeți cum arată după 2-3 zile. Eu l-am făcut pe 16. Blatul umed cu vanilie, care l-am făcut pe 16 pentru tortuleți. Am să vi-l arăt. Și puteți umple cu ce fel de cremă doriți. Așa. Am pus, acum luăm din nou cușoară și punem, ia uitați, punem așa peste. Aici am cam 300 de grame de nucă cu alune măcinate. Așa. Luăm altă foaie și o punem deasupra. Întoarcem așa, aici am suprapus. Întoarcem și o să suprapunem în partea asta și mereu, mereu rotim, rotim. Așa, ia uitați.
și suprapunem așa. Nu trebuie să fie perfect. Ia uitați. Așa. Și acum punem untul. Untul topit. După aceea o să tăiem frumos cu cuțitașul. Și între o dăm la cuptor la 100, circa 170-180 de grade. Și o lăsăm până se rumenește deasupra. 20-25 de minute, 30. Acum depinde de cuptorul fiecăruia. Așa. Și între timp ce stă la cuptor, o să facem siropul. Siropul puteți face și cu zahăr, dar și numai cu miere, fără să adăugați zahăr, doar cu miere. Așa, am pus untul. Acum punem din nou nuca cu arunele. Ia uitați, am pus untul, se vede? Așa, și acum punem, presurăm, pur și simplu presurăm așa deasupra. Câte puțin. Ia uitați. Așa. Punem altă foaie și așa o să facem până le terminăm pe toate. Cred că am pus 4 sau 5 până acum. Rotim. Rotim. Ca să nu ne iasă foarte gros într-o parte și foarte subțire în alta. Rotim mereu. Așa. Ungem cu unt. Ungem cu untuț. Untuț topit. Așa, câte puțin, câte puțin, până terminăm totul. Eu am încă o rețetă pe canalul meu de YouTube, prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Este făcută doar cu miere de albine. Aceasta o pun și zahăr. Fac o altă variantă cu zahăr. Așa. Punem alunele. Așa. Punem o foaie, rotim. Așa, acum am să pun așa. Și împăturim. Împăturim. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube să vedeți câte rețete am de la sărmăluțe, la plăcinte, la cozonaci, la înghețate, fursecuri, biscuiți, torturi, colinde. Să vă duceți, să vă uitați, să mă auziți cum cânt, cum vă colind. Acuși pot să vă colim din nou. Ia uitați. Și punem. După ce am pus untul, punem așa. Și punem ca să ne ajungă peste tot și peste toate foile. Împărțiți bine alunele cu nucile. Așa. Ia uitați câte foi mai avem. Acum am să pun doar în mijloc o foaie. Așa am să pun așa în două și am să pun doar în mijloc. Ia uitați. Așa. Că eu le împăturesc și pe margini e mai gros și în mijloc rămâne mai subțire. Și mai punem și câte o foaie în mijloc ca să iasă uniform. Așa. Acum pun alune cu nuci măcinate
Și o să punem altă foaie deasupra. Așa. Luăm altă foaie. Ia uitați. Acum și le terminăm și dăm la cuptor. Și o să ne ocupăm de sirop. Așa. După ce termin video, am să-l public și pe canalul de YouTube. Aici rămâne pe pagină, unde sunt toate care le-am făcut până acum, și aici pe pagină le găsiți. Așa. Și ungem încet. Și untul, tot așa, să fiți atenți să-l împărțiți la toate foile. Puneți câte puțin pe fiecare. Să vă ajungă. Așa, punem din nou alunecul nuci. Puteți pune și fistic împreună. Și migdale. Sau le puteți face și separat. Puteți face baclava cu migdale, baclava cu fistic, cu nuci, baclava cu alune. Sau le amestecați și faceți un mix. Așa, răsucim. Și punem altă foaie. Cred că ne-au mai rămas 4. Așa. Și punem untuțul. Și după ce tăiem bine baclavaua, dacă ne rămâne unt, îl punem tot deasupra și dăm la cuptor. Așa. Ia, vedeți? Așa, untuți. Și acum punem alunele cu nucile. Okay. Și presurăm pe deasupra. Așa. Punem puțin câte puțin peste tot. Așa. Ia să vedem câte pui ne-au mai rămas. 1, 2, 3, 4. Mai punem încă una. La fel, o întoarcem puțin. Așa. Și punem untul. Punem untul puțin câte puțin. Așa. Imediat terminăm, tăiem și dăm la cuptor. Anul acesta o să facem prăjiturile de sărbători împreună. Am să vă arăt cum fac eu toate prăjiturile. Ce prăjituri fac anul acesta. Am să fac și noi, pe care încă nu le-am publicat. Așa. Punem alune cu nucă. Așa. Și ne-au mai rămas încă 3 foi. Aceasta am să o pun așa în două. Pe mijloc. Așa. Am să o ung. Punem nucușoare, împărțim în două.
Am ajuns aproape la sfârșit. Mai avem încă două foi. Așa. Acum mai avem încă două foi. Așa, am să o las pe asta deasupra. Așa. Untul care ne rămâne după ce tăiem, imediat o să tăiem baclavaua, îl punem deasupra. Cuptorul este încălzit. Așa. Și acum punem restul de nucă care ne-a rămas peste. Și o să punem ultima foaie. Și acum am să întorc invers, să o facem frumoasă aici deasupra. Așa. Și acum o să tăiem. Ia uitați cum am făcut deasupra. Am pus foaia să fie dreaptă. Așa, am o pun aici. Așa, și acum avem un cuțitaș. Un cuțitaș așa și o să tăiem. Încet, încet, cu răbdare. Să tăiem așa cu răbdare. Așa. Și facem ce model dorim deasupra. Bună ziua, Ana Maria, să-ți facem baclava. E un dulce turcesc. Așa. Vedeți? Tai mai întâi așa șuvițe și după aceea o să vedem. Ori le facem triunghiuri, ori ne gândim cum. Așa. Așa, și acum să le tăiem. Ia să vedem cum le tăiem. Încet. Așa. Uitați cum o tai. Romburi. Ai bună baclavaua și mie îmi place. Astăzi o fac cu zahăr, dar de obicei o fac cu miere de albine.
Deci poate fi făcută și cu zahăr și cu miere. Numai cu miere, loc de zahăr. Ia uitați, am făcut-o romburi. Romburele. Așa. Și acum cu untul care ne-a rămas, o să-l punem deasupra. Și o să dăm la cuptor. Ia să vedem cuptorul cum e. Cuptorul este deschis. Așa. Și o să punem deasupra. Acum dăm la cuptor și între timp o să facem siropul. Așa. Ia uitați. O dăm la cuptor la 180 de grade, 170. Facem siropul. Și o să avem nevoie de o uliță, unde o să punem. Aici avem apă. Cam 350-400 de apă. Avem 200 de grame de zahăr. Puteți pune și miere în loc, dacă doriți. Am să pun miere de albine. Cam o lingură, o lingură și ceva. O să gustăm. O să gustăm să vedem dacă este bun. O să punem cam o lingură de zeamă de lămâie. Și scorțișoară. Și punem pe foc. Așa. Aici am aproape 500 de grame de apă. Eu cred că am să pun pe toată. Așa. O să punem zahărul 200. Am să pun din scorțișoară și apoi am să gust. Cam o lingură. Aici am deja o lingură. Am să pun pe toată. Cam o lingură de scorțișoară. Zeamă de lămâie. Am o sâmbure. O să stoarcem și o să punem cam o lingură de zeamă de lămâie. O să stoarc așa aici. Să așez. Uitați că sâmburei. Așa. Și o să gustăm. Și cam o lingură de miere de albine o să punem. Așa. Și amestecăm. Acum o să dăm pe foc. Și în momentul când a început să fiarbă, gustăm. Și dacă mai e nevoie de miere sau de lămâie, să fie bun, să fie bun la gust. Mai adăugăm. Așa. Am să dau pe foc. Ia să vedem siropul, vedeți? A început să fiarbă. Să vedem dacă s-a topit. Ce miros! Și am să gust. Am să văd dacă este bun. Puțin lămâie îmi trebuie. Am să mai stor puțină lămâie. De dulce
ce este dulce. O să mai pun puțină lămâie. Să scoatem sâmburii. Și am să amestec. Am să mai gust o dată. Să văd cum este. Este bun de lămâie și așa. Am să-l dau pe foc din nou. Și vă aștept. Eu vă aștept pe toți să-mi vizitați canalul. Să vedeți câte... Și dacă încă nu v-ați înscris, vă aștept cu mare, mare drag. Dacă doriți, este gratis. Ca să fiți la curent cu rețetele pe care le public acolo. Și găsiți fel de fel. Am peste 500. 520, cred că. De rețete. Dulci și sărate. Și salate de vară, și salată bio, și sărmăluțe, și pârjoluțe, ciupercuțe, cozonaci, fursecuri, tot ce doriți, biscuiți, ce mai am, checuri, panetone, am două rețete de panetone, o rețetă de pandoro. Rețeta de pandoro am făcut 3-4 ori, am făcut rețeta. Am încercat-o și am încercat-o până am reușit să am gustul care se găsește aici, la panetone, la pandoro. Este foarte, foarte, foarte bun. Foarte bun. Ia uitați cum fierbe. Vedeți? Așa. Mai lăsăm cu un pic. Și după ce dă un clocot, am să mai gust odată să vedem cum este. Și gustăm, gustăm. Și dacă ne place, trebuie să se simtă și lămâia, și mierea, și scorțișoara. Trebuie să le simțiți pe toate trei în sirop. Și dacă credeți că este prea mult zahăr, puteți pune mai puțin. Începe să se simtă mirosul cel de la coptor, de la baclava. Clocotește, clocotește, clocotește. Ia uitați. Așa. Ia să mai gust o dată. Și să văd cum e. E bună. E bună, bună. Eu cred că am să mai pun puțină miere. Puțină, puțină miere am să mai pun. Puteți înlocui zahărul doar cu miere, dacă doriți. Așa. Acum da, mai dau încă o dată pe foc. Și acum am să mă uit să văd cum arată în cuptor. Să ne luăm. Ia uitați cum arată. O mai lăsăm 2 minute. O mai lăsăm. O mai lăsăm 2-3 minute să se rumenească și apoi punem siropul peste. Ia uitați ce frumusețe! Ia uitați cum arată! Ce miros! Și acum o să punem siropul. Am închis și cuptorul. Așa. Aici avem siropul făcut și o să-l punem peste. Să acoperim.
Așa. Ia uitați. Oh. S-a umflat. Ia uitați baclava. Deci aia este cu siropul peste și acum o lăsăm. O să absorbă. O să absorbă siropul. O să absorbă și peste 6-7 ore este bună de mâncat. Aceasta este baclavaua. Nu pot să o iau în mână că este fierbinte. Doar să o aduc așa. Ia uitați cum arată. Vedeți că a absorbit tot lichidul care era și mi-a mai rămas un pic. Și am să-l pun pe tot, care este așa. Ia uitați, trebuie să fie așa, cu zeamă. Aceasta este rețeta de astăzi, de vineri. Vinerea viitoare o să intră. Eu vă mulțumesc tuturor și vă doresc multă, multă sănătate. Ia uitați cum a absorbit. A mai stat un pic, vedeți? Că lichidul s-a dus. Deci încet, încet își trage tot. Și să vedeți ce bunătate este. Bună, bună, bună. Vă pup dulce. Weekend plăcut tuturor. Vă mulțumesc încă o dată din suflet că mi-ați fost alături. Și vă doresc o zi frumoasă. Vă pup dulce și multă, multă sănătate. La revedere, pupici. O zi frumoasă, la revedere. Vă pup. Eu vă mulțumesc tuturor că mă apreciați și că sunteți alături de mine. Vă pup dulce. La revedere, o zi frumoasă și un weekend plăcut. Pupici! Pupici!